Polițiștii de frontieră din Sighetu Marmației au descoperit și confiscat în ultimele 48 de ore peste 30.000 de pachete de țigări de proveniență ucrainiană în valoare de 281.000 de lei. După ce au fost descoperiți de către polițiști, contrabandiștii români de țigări au trecut în not Tisa, întorcându-se pe teritoriul ucrainean. În urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigări, polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat peste 30.000 de pachete cu țigări de proveniență ucrainiană în valoare de 281.000 de lei. Astăzi, în jurul orei 3:30, polițiștii de frontieră au localizat mai multe persoane pe malul românesc al râului Tisa, ce transportau colete voluminoase către o autoutilitară aflată în apropiere. Imediat după deplasarea echipei la fața locului, persoanele în cauză au abandonat coletele și autoutilitarea și au sărit în apa râului Tisa, întorcându-se în not pe teritoriul ucrainean. Autoritățile ucrainiene de frontieră au fost anunțate în vederea cercetării în comuna evenimentului. În autoutilitara abandonată au fost descoperite un număr mare de colete cu țigări, constatându-se că în interior se aflau 49 de baxuri ce conțin 24.100 pachete de țigări de proveniență ucraineană. În cauză sunt efectuate cercetări pentru identificarea persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale, la final urmând a fi luate măsuri legale ce se impun.